Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Rata promovabilității la bacalaureat a crescut cu puțin peste 1%. Inspectorii sanitari veterinari au confirmat un caz de antrax în Giurgiu. Peste 20.000 de țigări de contrabandă confiscate în vamă. Punerea în funcțiune a pieței de pește pare o misiune imposibilă pentru primărie. Astra Giurgiu câștigătoare a Supercupei României. Puțin peste 1%, cu atât a crescut promovabilitatea la examenul de bacalaureat după analizarea contestațiilor depuse de elevii nemulțumiți. Mulți dintre candidați au considerat că au fost nedreptățiți de către profesorii corectori, dar reevaluarea făcută nu a schimbat cu mult situația. Rezultatele contestațiilor de la bacalaureat au schimbat extrem de puțin situația în județul Giurgiu. În raport cu rezultatele înregistrate inițial, rata de promovabilitate a crescut cu puțin peste 1%, ajungând la 41,42%. Creșteri semnificative s-au înregistrat la Colegiul Național Ion Maiorescu și Liceul Teoretic Tudor Vianu, unde rata de promovare a crescut cu peste 2%. După contestații, promovabilitatea la nivelul județului Giurgiu a crescut cu 1,36%, Subliniem că a crescut promovabilitatea la liceele Colegiul Național Ion Maiorescu Giurgiu cu un procentaj de 2,79% și la liceul Tudor Vianu cu 2,59%. A crescut de asemenea numărul elevilor care au obținut medii cuprinse în intervalul 9-99. Chiar și după rezolvarea contestațiilor, județul Giurgiu rămâne pe ultimul loc în țară în ceea ce privește rata promovabilității la examenul maturității. Anul trecut, procentul a fost și mai scăzut. În 2015, aproximativ 37% dintre elevii giurgiuveni au promovat examenul de bacalaureat. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară a dispus intrarea în carantină a 4 localități după ce a fost identificat un posibil caz de antrax. Potrivit reprezentanților instituției sanitar-veterinare, în data de 14 iulie a fost confirmat un caz de antrax la un berbec dintr-o gospodărie din localitatea Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu. În aceeași localitate, în urmă cu 20 de ani, a avut loc o situație similară. În anul 1987, în localitatea Vieru, comuna Putineiu, a fost declarat un foc de antrax la o fermă de bovine. La 20 de ani de atunci, situația se repetă. De această dată, cazul de identificare cu antrax a fost depistat la un berbec dintr-o gospodărie din aceeași localitate. Direcția sanitar-veterinară a confirmat acest lucru la sfârșitul săptămânii trecute printr-un comunicat de presă. Potrivit documentului transmis, în data de 14 iulie a fost confirmat un caz de antrax la un berbec dintr-o gospodărie din localitatea Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu. În urma sacrificării de necesitatea unei ovine, în data de 11 iulie, proprietarul a tranșat animalul și a depozitat o parte în frigiderul aflat în exploatare și o altă parte a fost consumată la masa de seară împreună cu familia. În dimineața zilei de 12 iulie, proprietarul a găsit o ovină moartă și a deschis cadavrul, observând că splina este mărită și cu aspect anormal. A decis să ia organele și să se prezinte la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru siguranță alimentelor Giurgiu în vederea efectuării examenului de laborator. În urma examenului de specialitate, existând suspiciunea de antrax, organele au fost trimise imediat la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, Laboratorul Național de Referință pentru Antrax, în vederea stabilirii diagnosticului de certitudine. Ca urmare a confirmării suspiciunii de antrax de către IDSA, boala a fost declarată oficial și s-a dispus măsuri suplimentare specifice pentru un focar de antrax. Având în vedere această situație, la nivelul localității Putineiu, Vieru, Hodivoaia și Gogoșare a fost instituită zonă de restricție, urmând a fi efectuate toate măsurile necesare, printre care examenul clinic individual al tuturor animalelor din efective contaminate, izolarea și ținerea sub observație timp de 14 zile a eventualelor animale bolnave. Totodată, inspectorii din cadrul DSVSA Giurgiu s-au deplasat la exploatația respectivă pentru a demara o anchetă epidemiologică și pentru a dispune măsurile legale care se aplică în cazul suspiciunii
minciuni unui caz de antrax. În acest sens au fost întreprinse următoarele acțiuni: îngroparea cadavrului deschis după dezinfectarea gropii, dezinfecția curții și a saivanelor, efectuarea inventarului animalelor existente în gospodărie. Direcția Sanitar Veterinară Giurgiu menționează că de la data notificării suspiciunii și până în prezent nu au mai fost constatate alte animale bolnave sau mortalități în efectivele din gospodăria și localitatea respectivă. Transportul de persoane s-a aflat toată săptămâna trecută în atenția polițiștilor de la rutieră. Acțiunile s-au desfășurat din dispoziția șefului Poliției Române în baza unui plan de acțiune. Scopul acțiunii a fost acela de a reduce numărul de accidente în care sunt implicate autovehicule destinate transportului public de persoane prin curse regulate și ocazionale. Pe parcursul săptămânii trecute, transportul de persoane a reprezentat o prioritate pentru poliție și de la rutieră. Echipajele poliției rutiere au organizat razii pentru a-i prinde pe cei care nu respectă regulile în trafic. Oamenii legii i-au verificat în mod special pe transportatorii de persoane. În perioada 11-17 iulie anul curent, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, s-au desfășurat o serie de activități specifice prin linia transportului public de persoane pentru creșterea gradului de siguranță rutieră prin reducerea accidentelor rutiere al autovehiculelor de transport persoane. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost aplicate peste 582 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe dintre acestea pentru depășirea regimului legal de viteză, pentru lipsa unor documente, cum ar fi inspecția tehnică periodică sau lipsa asigurărilor. De asemenea, au fost reținute 70 de permise de conducere pentru diferite abateri, cele mai multe pentru consum de băuturi alcoolice, viteză, depășiri, precum și 15 certificate de înmatriculare retrase, fie pentru lipsa unor documente sau pentru defecțiuni tehnice. În toată această perioadă, polițiștii rutieri au constatat 5 infracțiuni rutiere, toate referitoare la consumul de băuturi alcoolice de către conducătorii auto. Acțiunile s-au desfășurat din dispoziția șefului Poliției Române în baza unui plan de acțiuni. Oamenii legii au verificat legalitatea tipului de transport sub aspectul autorizării deținerea documentelor necesare atât de operator cât și de conducătorul auto, respectarea graficului traseului și a graficului de circulație, respectarea capacității de transport, a perioadelor de conducere și de odihnă, precum și existenței metrologice a aparatului tahograf. Scopul acțiunii constă în reducerea numărului de accidente în care sunt implicate autovehicule destinate transportului public de persoane prin curse regulate și ocazionale. Piața de gro pentru pește pare să reprezinte o misiune imposibilă pentru administrația municipală. Începând din luna martie au fost publicate foarte multe anunțuri pentru închirierea pieței, dar până acum nu a fost depusă nicio ofertă. Piața de gro pentru pește ar putea fi închiriată unei asociații de profil din Sibiu, anunța la sfârșitul lunii iunie primarul Nicolae Barbu, menționând că a avut discuții despre această piață și cu instituții și producători din județul Giurgiu. Primarul este contrazis însă de președintele PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan, care este și președintele patronatului peștelui din România. Pentru că avem o cerere a unui producător de pește de păstrăv, din zona Sibiului și județele limitrofe, a unei asociații din zona respectivă care vor să intre pe piața bucureșteană folosind piața de gro din Giurgiu. Și dumnealor vor să închirieze aproape tot spațiul respectiv. Cu tot ce înseamnă auto, pentru că este un spațiu autorizat, costurile sunt acceptabile în viziunea dumnealor și vor să închirieze toată piața de pește. Previziona ce bine va merge, o să meargă piața de gro prin venirea unui mare investitor din Sibiu. Vă informez că în Sibiu nu există nicio asociație de pescuit, așa cum spunea domnia sa. În Sibiu sunt 3 sau 4 ferme piscicole, una de crap și 2 sau 3 de păstrăv, dar nici pe departe să aibă capacitățile ca să poată să desfacă în Giurgiu sau să n-aibă unde să vândă în Ardeal și în București. Direcția de specialitate din cadrul primăriei a publicat primul anunț pentru închirierea prin licitație a pieței de gro pentru pește în luna martie a acestui an, iar de atunci anunțul a fost repetat de mai multe ori. Până la această dată însă nu a fost depusă nicio ofertă. Peste 20.000 de țigări de contrabandă. Asta au găsit polițiștii giurgiuveni în urma unui control la o autoutilitară în vamă. Șoferul este acum cercetat pentru deținere și comercializare de țigarete provenite din contrabandă.
Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice împreună cu lucrători de la Direcția Regională Vamală Ploiești au efectuat vineri după amiază verificări în Vama Giurgiu și au oprit pentru control o autoutilitară condusă de un cetățean străin. La efectuarea controlului au fost identificate în portbagajul autovehiculului 20.600 de țigarete diferite mărci, purtând timbru de acciză bulgăresc. Pe numele conducătorului auto a fost deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de deținere de către o persoană în afara întrepozitului fiscal în vederea comercializării a produselor accesabile supuse marcării peste limita a 10.000 de țigarete. Autoutilitarea și țigaretele au fost indisponibilizate, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de la parchetul de pe lângă judecătoria Giurgiu. Prima ședință de lucru a noului Consiliu Județean nu s-a desfășurat fără dispute, chiar dacă mulți se așteptau ca proiectele de hotărâre să fie votate pe bandă rulantă de majoritatea confortabilă pe care o deține PSD-ul în Consiliu. Primele dispute au apărut atunci când a fost dezbătut proiectul de hotărâre pentru efectuarea unui audit la mai multe direcții ale Consiliului Județean. Consilierii județeni au dezbătut și au votat în prima ședință de lucru, care a avut loc pe 15 iulie, și proiectul de hotărâre pentru achiziția de servicii de audit, noua conducere a Consiliului Județean anunțând cu ceva timp în urmă că intenționează să comande un astfel de control. Proiectul de hotărâre a provocat discuții între fostul președinte al Consiliului Județean, Vasile Mustățea, pe de o parte, și noul președinte Marian Mina, dar și secretarul județului Florin Dinu, pe de altă parte. Declaratul nu este întocmit de compartimentul de specialitate. Ceea ce privește realizarea unui audit, nu este competentă direcția juridică și noi avem un compartiment de audit. Referatul de specialitate trebuia întocmit de către compartimentul de audit, de specialitate. 2. Nu mi s-a spus în referat, conform programului de audit, câte controle s-a realizat de auditorul intern pe fiecare din direcțiile respective în ultimii 4 ani, cel puțin. Și ultima observație, domnule președinte, aș vrea să se specifice în hotărâre ce fel de audit facem, că noi avem trei tipuri de audit. Audit de sistem, audit de performanță și audit de regularitate. Am făcut o adresă către compartimentul audit public intern, în care eu am rugat-o pe doamna, dacă ați citit materialul, să facem un audit cu auditul nostru. Și doamna îmi răspunde că nu prea are cum să facă auditul ăsta și că sunt puține persoane și că sunt volumul mare de muncă și îmi spune că nu poate acoperi. Facem pe toate trei, domnul. Toate trei. Mustățea, pentru că trebuie să știm și performanță. Sistem, performanță și regularitate. Să fie cât mai... Asta știți foarte bine. Că la noi compartimentul de audit în Consiliul Județean, potrivit normelor legale în vigoare, a funcționat la avarie. 4 ani de zile. Și o știți foarte bine. Legea obligă la 2 auditori și nu avem decât unul. Cu ce să faci? O auditare presupune să iei ansamblul instituției, cu toate atribuțiile, cu organizare, cu structură, cu număr de personal, cu realizări sau nerealizări, comparativ cu bugetul alocat. E o muncă titanică. Compartimentul nostru cu o singură persoană nu poate face față. Proiectul de hotărâre pentru efectuarea auditului a fost aprobat cu unanimitate de voturi. A fost aprobat de altfel și amendamentul propus de Vasile Mustățea cu privire la tipurile de audit care vor fi efectuate. Iubea animalele și îi plăceau avioanele în copilărie, însă mai târziu soarta l-a condus către o meserie din cu totul altă sferă. Născut pe 18 iulie 1940 în Los Angeles, California, James Brolin este actorul, producătorul și regizorul american căsătorit cu Barbara Streisand, dar și tatăl lui Josh Brolin. Bus Stop este filmul în care artistul californian joacă înainte de a lua cursuri de actorie, dar mai târziu în cariera artistului se adună importante filme de televiziune și pentru marele ecran. Cunoscut actor american, regizor și producător de film, James Brolin a venit pe lume pe 18 iulie 1940 sub numele de Craig Kenneth Bradderling
și este artistul care în copilărie iubea animalele, construia avioane și era fascinat de filmele cu James Dean. Sprijinit de familie să devină actor, Brolin joacă în Bass Stapp chiar înainte de a lua cursuri de actorie, iar treptat în cariera californianului se adună o importantă serie de filme, de televiziune și pentru marele ecran. Dintre producțiile cinematografice de anii 60 în care Brolin este distribuit, sunt de menționat titluri precum Take Her, She's Mine, Dear Brigitte sau Von Ryan's Express, iar dintre cele mai recente filme, cele de an 2015, figurează în filmografia americanului The Steps, The 33 sau Sisters. Say something. See you, old man. Up there. Dincolo de reputația creată prin cariera sa, James Brolin este cunoscut și ca fiind soțul Barbarei Streisand și tatăl actorului Josh Brolin. Actoria, așadar, este fără îndoială o meserie de familie pentru cei trei, iar Hollywoodul a profitat din plin de talentul lor. Pe de altă parte, nu se poate afirma că satisfacțiile profesionale ale celor trei nu au fost unele pe măsura prestației profesionale. A venit acum momentul pentru informațiile din sport și meteo. Jucată în condiții grele, pe un teren cu multe bălți create de o ploaie care parcă nu se mai oprea, partida pentru desemnarea câștigătoarei Supercupei României pe 2016 s-a finalizat cu victoria echipei giurgiuvene Astra Giurgiu. Fotbaliștii giurgiuveni s-au impus cu golul marcat în minutul 86 de William de Amorin și astfel Astra a intrat în posesia celei de-a doua Supercupe a României, după ce prima a fost câștigată în 2014. Partida de pe Cluj Arena, desfășurată în compania CFR-ului din Cluj, a fost arbitrată de István Kovács, Vasile Marinescu, Valeriu Avram și Marcel Bostan și a fost presărată cu multe cartonașe galbene. Supercupa României a intrat și în posesia jucătorilor clujeni în 2009 și 2010. Adversarii giurgiuvenilor din meciul pentru Supercupa României la fotbal pe 2016 așteaptă răspunsul solicitării făcute de coechipierul lor Mario Camora cu privire la atribuirea cetățeniei române. După ce William de Amorin, marcatorul golului victoriei în partida de sâmbătă, a devenit cetățean român, cu acte în regulă, italianul din echipa clujeană speră ca la rândul să dobândească cetățenia română. Formalitățile în acest scop sunt pe cale să se finalizeze pe parcursul acestei săptămâni, după cum declara președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, sâmbăta trecută, în chiar ziua partidei desfășurată la Cluj. Săptămâna viitoare se va finaliza procedura de depunere a actelor în ceea ce îl privește pe Mario Camora. După aceea, el intră într-o procedură care, în mod normal, am putea să o estimăm la 45 până la 60 de zile, depinde de autorități. În momentul de față, Camora este singurul fotbalist în ceea ce privește naturalizarea, a spus Burleanu, citat de DigiSport. Fundașul Mario Camora, de 29 de ani, și-a prelungit recent contractul cu CFR Cluj pe încă două sezoane. După brazilianul de Amorim, de la Astra Giurgiu, Camora va putea deveni al doilea jucător naturalizat care va compune naționala de fotbal a României. Reamintim că jucătorul de la Astra Giurgiu a primit cetățenia română pe 27 mai. Marți, vremea va fi în general frumoasă, iar în nord și centru se va menține relativ răcoroasă. Cerul va fi variabil cu unele norări, în special după amiază, când se vor semnala ploi de scurtă durată pe arii restrânse la munte și izolat în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, iar cele minime între 9 și 19 grade. La Giurgiu, vremea va fi frumoasă, iar temperaturile vor rămâne la valori apropiate de cele de astăzi. Maximile termice se vor încadra între 27 de grade Celsius
Celsius la Mihăilești, Ghimpat și Hotarele și 29 de grade la Giurgiu, Comana și Izvoarele. Viteza vântului va atinge 12 km pe oră din direcție nord-vestică, în timp ce presiunea atmosferică va înregistra 756 de mm coloană de mercur. Umiditatea în aer va fi de 40%, iar apele Dunării sunt în creștere cu 15 până la 25 de cm, cota probabilă fiind de 156 de cm. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se opresc aici. Urmăriți în continuare o ediție specială. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!